Fraților, vă salut! Și avem o mică mare problemă. De ce? Pentru că nu mai găsesc, nu mai găsim ăsta. Sau l-am găsit? Nu. Nu. Nu mai găsim tapetul, mă, fraților, mă, tapetul. Aici avem căruciorul. Nu l-am mai prezentat. Hai, căruciorul, abia aștept să iasă. Să iasă bighidiul, să-l pun, să-l plimb. Aici avem nu știu exact cum să numește, îi spun dulăpior. Dar vi-l prezint că mai am amănunțit dulăpiorul suprăfuit. E curos, e, vezi, asta se deschide, ai sertare. Și aici ai ca și o cădiță, unde cred că îl schimbi, poți să-i și faci baie inclusiv. Aduci apă călduță, o pui aici, îl speri și când nu o folosești, lași asta peste. Se prinde exact, perfect. Dar v-am zis, vă filmez eu când mă apuc de toate. Aici, ia uitați. Și dacă învârț ăsta, aia sursuleț. Ăla-i cur la ursuleț. Oi. Și aici o steluță cu o mingiuță. Ăsta-i dulăpior. Bine, bine, dar unde poate fi tapetul? Aici astea vin tăiate. Pentru că acolo vine un dulap care trebuie să ajungă săptămâna viitoare. Am înțeles. Am ales culmea. Vreau să vă zic, am umblat în Italia, pe unde am fost, acum în ultima perioadă, ne-am uitat, ne-am găsit pe placul nostru, atât din punct de vedere al materialului, dar și calitate-preț, cum ar veni. Am găsit calitate, dar la un preț usturător. Și, dintr-o parte în alta, am ajuns la Modena, care chiar aici, în Cluj, are sediu, firmă clujană, și când am văzut cine a prezentat și la ce bani, am zis, mă, Doamne ajută, asta am căutat. Acum să vedem și produsul final. Eu nu vă zic, bă, mergeți și luați-vă și faceți și dregeți. Dacă sunteți curioși și sunteți în căutare de produse, eu am fost la ei la sediu, mi-au prezentat materialele, palul, cât de gros, marginea, inoxul, stilul ușii, rotițele alea. Trebuie să luați în considerare tot, mai ales dacă faceți pentru camera copilului, fiindcă e normal, copilul o să crească și o să prindă să tragă ușa, o trage, ce face, o dărâmă. Pe scurt, o dărâmă. Trebuie să-i oferi cea mai mare stabilitate dulapului și tuturor componentelor din camera copilului. Atenție, din camera copilului, de ce? Pentru că în casă deja sunt cumpărate. Deci în camera copilului să fie totul cât mai strong. Și aici la Modena ne-am înțeles foarte mult, foarte bine cu ei. O înțeles ce așteptări avem, ce ne dorim și acum așteptăm săptămâna viitoare să vedem rezultatul. Oricum eu o să vă filmez și auziți, transport, montaj, tot inclus. Eu o să vă filmez când o să vină băieții și o să vă arăt produsul. Și atunci o să vă zic și eu, bă, merită, văd negru, adică e palpabil, văd, merită, că ce ne-a arătat de acolo, într-adevăr, perfect. Cum ne dorim noi, da? Fiind la comandă, să vedem ce iese. Ăsta e de aici. Pentru că, vedeți și acolo, ursulețul. Ăsta e de aici, nu știu ce e asta, păturica, stați așa să vedem. Tu, mami! Ce e asta? E păturică? Nu, este... mai veni protecția pentru saltea. Fața de pernă. Așternuturile. Lenjeria. Așternuturile, lenjeria. Deci ăsta vine la sortiment cu ăsta, cu ursuleții de acolo. Deci tot ursuleț. Uite aici lipidou. Nu lipidou, nici lambriu. De tătă minunea. Mami, cum se numește ăla? Lambriu, libidou, cu L.
Landou. La gata. M-am uitat la vikingi. Tă la gata. Landou. Filma și cătița. Numai așa, mami. Numai așa am filmat că... Aia, și cătița. Că n-are rost să le scot acum. Vine Bello, face praf. Da, da. Aia, masa de înfășat. Și aici, aici nu se poate pune apă. Să-l speli. Ei, ba da, dar te ridic ei asta și apoi încadă, știi? Aoleu, eu făceam munca lui, cum îl cheamă pe ăla din Egipt? Sisif. No, Sisif, unde să lea? Ei aia și-o duci în vană. Astea. Trebuie să vină și... Adică, îs gata perdelele. Trebuie să le aducem. Hai să pun arma albă. Să o pun aici. Nii. Izolirul. În care asta? Aici. De-aia nu le-am văzut. Hui, doamne. Aici, frate. Na, bun, bine ieșit. Uite, ăsta e covorul. Deci, culoarea asta o să aibă și tapetul. Fai, albă. Albă. Și aici... Aici ați numai cutii? Apar. Da. Doar cutii? Apar că mai trebuie să fie ceva. Deci avem acolo ăla, pătuțul, aici e pătuțul, nici și pătuțul. Cursuleț, vedeți? Fai. Din Italia au venit. Siamo italiani. Sappiamo parlare italiano, allora tutto da Italia. Mă țapă în stânga. Și aici avem, nu dezumidificatorul, sterilizatorul, dezumidificator am vrut să zic. Sterilizatorul. Pică biberonul pe jos, hați. Da, trebuie să vină și biberonele. Da, o să vi le prezint fiecare pe rând, v-am zis. Vi le-aș arăta acum, dar dacă le scot din folii, că eu vreau să vi le arăt ca lumea. O să vină belozul, grăveală și de alea să strică. Intră în ele mirosul ăla de vopsea, nu-i bine. Mă și eu. Abia știu să... Pardon. Rudolf. De la emoții. Rudolf mă faci. Și că am un nas din ăla de burete. Vezi că dacă-s Rudolf, tu ești Sania și te trag și te duc până în Laponia. Iubire. Dacă plec, vii cu mine. Iubirea lui tata. Și tu, Rocky, hai să ne împăcăm. Hai să ne împăcăm. Băi, nu mă convine. Hai, hai să ne împăcăm. Hai, tata. Hai să ne împăcăm. Hai, du-te. Te-am certat. Zi, te-am certat. Zi, ai făcut prostii. Ai făcut pișul în casă. Ai făcut prostii. Ai făcut pișul în casă. Uită-mă, nu uită-mă cu suflet. Aici, hai să te pup. Hai să te pup. Hai ne împăcăm. Pupă. Hai să-l pup, pup. Așa. Pup, pup, pup. Pupă și spune să-ți dea ceva bun. Bă, pe interes ești. Spune-i, mama. No, de obicei, când e așa, spune-i să-ți dea ceva bun, vine, îmi dă numai o limbă pe ureche și pe aia fuge acolo la bucătărie. Acum că l-am certat, s-o mai întins încă câteva secunde. Îți bag degetul... Miroase. Miroase bine. Da. Hai să-ți dea tata. Dă-mi și în gură. În stomac. În stomac ar trebui să-i dau, că din stomac îi vine împuțiciunea aia de respirație. Trebuie să-l ducem la... Era să zic. Frumos! Uite cum a mâncat. O babă și-a lăsat în bajocură. O babă. Numai să nu mănânce tot. Numai cărnița. Îi dau eu lui.
Mă, îți bag degetul direct, te sari ca și în desene prin ușă. Îl răcorez eu. Îl răcorez eu dacă e în călduri. Fraților, ne auzim cum vine Belu. V-am pupat. Să aveți o seară minunată și dacă sunteți și voi în ipostaza noastră, și anume, urmează să aveți copil, să dea Dumnezeu să iasă cel mai sănătos și frumos copil. V-am pupat.